Bună și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări. După mai bine de 30 de ani de căsnicie, în care trecuseră printr-o viață de familie adesea tumultoasă, marcată de o potrivă de tragedii și de victorii extraordinare, în condițiile în care regele Ferdinand începuse să se confrunte cu probleme grave de sănătate, regina Maria simte nevoia de a redacta un testament conceput sub forma unei scrisori personale către soțul ei. Scrisoarea e în fapt o retrospectivă a celor mai bine de 3 decenii de viață trăite împreună. Pagini de emoție, confesiuni legate de măreția și suferința vieții de suveran. Iată cum regina vedea lucrurile atunci. Sinaia, iulie 1926. Dragul meu Nando, Dumnezeu va hotărî care dintre noi va pleca primul la El. Poți să fii tu, poți să fiu eu, numai ziua în care trăim este a noastră. Mâine este ceva necunoscut. De aceea, atâta cât mai sunt încă în viață, vreau să-ți scriu o ultimă scrisoare care să-ți fie dată în momentul în care voi pleca din lumea aceasta înaintea ta. Am străbătut în viața aceasta un drum lung împreună, mână în mână. Probabil că nu a fost întotdeauna ceva pașnic, pentru că la urma urmei, viața este mai mult o luptă decât un joc. Dar am fost credincioși unul celuilalt, atâta cât ființelor omenești le este dat să fie. Și în orice caz am fost prieteni de nădejde, statornici și iubitori, unul cu celălalt. Și fiecare an ce a trecut a consolidat și mai mult această prietenie, căreia doar moartea îi poate pune capăt. Viața noastră a fost mai mult decât o muncă, decât distracții. Și uitându-ne înapoi, îți vei da seama cât de greu ne-a fost la început. Și am fi fost mai fericiți dacă nu ar fi fost atât de greu acest început. Dar cred că vei zice amin la toate aceste cuvinte pe care le vei primi de dincolo de mormânt. A fost bine, pentru că fiecare dintre noi am dat ce a avut mai bun, iar un ideal măreț și de neînfrânt ne-a ținut împreună la bine și la rău. Dragostea noastră față de țară și față de copiii noștri. Acest ideal a făcut ca viețile noastre să cunoască împlinirea. Nu este ușor să trăiești cu cineva împreună, așa cum ai crede când îl vezi, o pereche îndrăgostită. Îmi amintesc cuvintele tatălui tău, pe care mi le-a spus când eram o logornică tânără și naivă. Nu va fi mereu lună de miere, copilul meu. Vor fi ani lungi, tare lungi, în care trebuie să trăiți împreună. La asta te-ai gândit? Sigur că nu am realizat atunci acest lucru. Eram prea tânără. Doar viața te învață ce este viața. Pentru toate greșelile, eu îți cer iertare. Dacă te-am rănit în vreun fel, dacă te-am umilit, dacă am fost brutală sau grosolană, iartă-mă, te rog, de dincolo de mormânt. Amândoi suntem oameni, iar viața înseamnă permanent să dai și să iei. Cu toții vrem să fim buni și iubitori, dar prea adesea, ce păcat, nu reușim. Uitându-mă înapoi, știu că nimic nu poate fi altfel decât așa cum a fost. Am fost înzestrată cu o voință imensă de fier și cu prea multă vitalitate. Am încercat să nu abuzez de ea. Am încercat să-mi canalizez energiile către ceea ce era bun, dar nu am reușit. Și din nou cu umilință îți spun, iartă-mă. Fii bun și generos cu cei care m-au slujit bine, cu doamnele mele, Denise, cu bătrâna și scumpa Elize, cu Barbu și cu servitorii mei personali precum Lupin, Diniță, Virgil, din partea disponibilă pe care o las. Te rog să le faci o mică rentă cameristelor mele, așa încât să nu aibă nicio teamă la bătrânețe. Aceia care m-au slujit cu credință. Mi-au fost mai curând asociați, nu servitori. Dacă în actele mele am uitat să menționez pe cineva, din multele lucruri pe care le-am avut, se le dai la fiecare câte o amintire. Îți mai amintești cât de mult îmi plăcea să fac bucurii? Mereu mai tachinat pentru înclinația mea rusească, pentru generozitate? Ei bine, vreau să le aduc o bucurie de dincolo de tăcerea în care am ajuns. Două chestiuni despre înmormântarea mea. Nu vreau să fiu așezată într-un dric urât și negru, ci să fiu așezată pe un tun, dar dacă tu consideri că este o onoare prea mare pentru o regină, care la urma urmelor a fost un soldat,
atunci să fiu purtată pe umeri de către roșiorii mei. Este greu să porți pe umeri un sicriu, dar roșiorii mei sunt mulți și nu cred că vor protesta ca să-mi facă această ultimă favoare. Nu trebuie să fie doar ofițerii mei, ci și la fel de bine pot fi și soldații mei și să le spui că aceasta a fost dorința mea. În al doilea rând, te rog să-mi acorzi onoarea, dacă și în preajma morții mele mi-a plăcut să călăresc, atunci calul meu favorit să fie dus în urma sicriului și să fie ținut de către Diniță, colaborarea mea cu el a început când eram amândoi foarte tineri. Unde mă vei înmormânta? Te rog, nu într-o criptă. Prea mult am iubit florile, așa că vreau ca flori să crească din inima mea. Când eram tânără, doream să fiu înmormântată la Horezu. Carol știe locul, dar acum consider că locul care ar fi potrivit pentru noi doi ar fi în fața catedralei de la Alba Iulia, în curtea interioară. Doar tu și cu mine, dar nu în biserică, ci în pământ. Biserica poate sta în spatele nostru cu ușile deschise. Dacă Iliana va fi tot nemăritată, să faci tot ceea ce poți pentru ea, în așa fel încât viața ei să fie fericită și folositoare și dulce. Are un suflet drept și nimeni n-ar putea mai bine decât ea să-ți fie sprijin și consolare și dragul nostru, Nichi, să ai grijă de el. Simt că vreau să-mi întind mâinile, în semn de binecuvântare, pentru tine, dragul și vechiul meu tovarăș de viață, pentru copiii noștri și cu cea mai tandră tristețe, pentru băiatul nostru cel mare și rău, care ne-a zdrobit inimile. Binecuvântez țara noastră și pe toți cei care m-au slujit cu credință, mari și mici. Binecuvântez locurile pe care le-am iubit, casele și grădinile mele și îi binecuvântez pe toți prietenii risipiți pe tot pământul. Inima mea este acum plină de gratitudine pentru toată dragostea și pentru toată bunătatea, pentru fiecare vorbă bună și pentru tot devotamentul care mi s-a arătat pe tot drumul vieții mele. Binecuvântez pe fiecare dintre voi și vă mulțumesc. A ta, Medi sau Mărie. Post scriptum. Doresc ca multele cărți care reprezintă jurnalul meu să intre în cele din urmă în proprietatea Academiei, dar, înainte de a fi depuse acolo, doresc ca lui Barbu Știrbei și profesorului Emil Panaitescu să li se încredințeze misiunea de a scoate din el fragmente care să fie publicate. După încheierea acestei activități, doresc ca aceste cărți ale mele să fie sigilate și depuse la Academie vreme de 15 ani de la moartea mea. Doresc ca profesorul Emil Panaitescu să se ocupe de toate celelalte scrieri ale mele, cărora nu le-am dat vreo destinație specială, și să le publice pe acelea care va considera domnia sa că merită acest lucru. Dacă scrierile mele, fie jurnalul, fie celelalte, vor aduce vreun profit, doresc ca Academia să utilizeze sumele respective în scopuri educative, potrivit schemei pe care am discutat-o cu profesorul Panaitescu.